Intră în vigoare în toată România. Claus Iohannis a promulgat legea. Toți românii trebuie să știe. Astăzi, 10 mai 2023, președintele României, Claus Iohannis, a promulgat legea pentru modificarea și completarea legii NR 260-2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundaților. Iată ce trebuie să știe românii care au asigurare la casă. A fost promulgată legea care oferă posibilitatea încheierii contractului PAD în cadrul aceluiași contract cu alte asigurări facultative. Conform actului normativ, suma asigurată pentru o locuință de tip A este de 100.000 de lei, iar pentru o locuință de tip B suma este de 50.000 de lei. Potrivit informațiilor transmise de administrația prezidențială, Legea promulgată de Claus Iohannis are drept obiect de reglementare modificarea și completarea legii NR260. 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, în vederea introducerii posibilității încheierii contractului PAD în cadrul aceluiași contract cu alte asigurări facultative emise de alți asigurători în sistem de coasigurare, a adaptării cerințelor care trebuie îndeplinite de către PAID, conform noului regim de supraveghere solvabilitate I, a liberalizării accesului în acționariatul PAID, în condițiile legii NR24. 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a clarificării obligativității încheierii contractului PAD pentru toate imobilele cu destinația de locuințe, indiferent dacă acestea sunt sau nu utilizate în acest scop, a modificării unor prevederi. Cu privire la dreptul de despăgubire în cazul construcțiilor la care au fost realizate modificări neautorizate asupra structurii de rezistență, a introducerii posibilității ca PIT să poată prelua activitatea de constatare și evaluare a prejudicilor precum și stabilirea cuantumului despăgubirii de la asigurătorii care au eliberat contractul PAD, a simplificării schimbului de informații între societățile de asigurare și PAID, precum și a abrogării contravențiilor în cazul nerespectării. Obligației persoanelor fizice de a încheia contractul PAD Actul normativ reglementează anumiți termeni, precum Dezastru natural formă de manifestare a riscurilor de cutremur de pământ, Alunecare de teren și inundații ca fenomene naturale, care generează prejudicii materiale. Contract PA de contract de asigurare a locuinței împotriva dezastrelor naturale, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parțială, în condițiile și în limitele stabilite de prezenta lege și de normele emise în aplicarea acesteia pol de asigurare împotriva dezastrelor naturale denumit în continuare PAID Societate de Asigurare și sau de Reasigurare, constituită cu scopul de a gestiona asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale. Reînnoi re emiterea unui nou contract de asigurare pentru aceleași riscuri asigurate, conform legislației în vigoare cu aceleași date de identificare ale asiguratului și ale locuinței asigurate la un moment anterior expirării perioadei de valabilitate, pentru care perioada de valabilitate are continuitate. Cu asigurare operațiunea prin care PAID împreună cu cel puțin un alt asigurător subscrie riscurile de cutremur de pământ, alunecare de teren și inundații ca fenomene naturale. PAID răspunde față de asigurat în limitele obligațiilor sale stabilite prin prezenta lege și reglementările emise în aplicare acesteia. Locuințele încadrate în clasa 1 de risc seismic nu se asigură pentru dezastre naturale prin contracte PAD. Potrivit sursei citate anterior, persoanele fizice și juridice asigură împotriva dezastrelor naturale, în condițiile prezentei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, înregistrate cu această destinație în evidențele organelor fiscale din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și pentru care s-a păstrat în fapt destinația de locuință. În cazul construcțiilor cu destinația de locuință aflate în coproprietate sau care au părți de uz comun, se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte, indiferent dacă aceasta mai este utilizată sau nu în acest scop. În acest caz, prima de asigurare se plătește pentru fiecare locuință în parte. Locuințele situate în clădirile expertizate tehnic în condițiile legii de către experți tehnici atestați și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru dezastre naturale prin contracte PAD, până la data recepției efectuate la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor. Dovada existenței asigurării obligatorii PAD o constituie contractul de asigurare PAD sau contractul de asigurare în care PAID are calitate de coasigurător. Societățile de asigurare nu pot încheia asigurări facultative pentru acea locuință care nu are încheiat în prealabil o asigurare obligatorie PAD. Sunt exceptate în acest caz locuințele situate în clădiri încadrate în categoria I de risc seismic. A fost promulgată legea privind organizarea administrarea și exploatarea pajiștilor permanente. De altfel, Claus Iohannis a promulgat și legea pentru completarea ordonanței de urgență a Guvernului 34-2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii Fondului Funciar 18-1991. Actul normativ prevede ca pajiștile situate în extravilanul localităților să poată fi scoase definitiv sau temporar din circuitul agricol și pentru construirea și funcționarea unor parcuri industriale, precum și a unor ferme de producție a plantelor și arborilor necesari pentru întreținerea parcurilor, grădinilor și spațiilor verzi, precum și pentru protecția împotriva zgomotului, vântului și eroziunii solului. Totodată, sunt instituite unele facilități pentru constituirea și funcționarea obiectivelor menționate anterior. Senatul României a respins inițiativa legislativă pe 26 aprilie 2021, însă Camera Deputaților a adoptat-o, decizional, pe data de 12 aprilie 2023.